În data de 22 mai, conducerea Muzeului Castelul Corvinilor a depus la OSIM o cerere prin care Castelul Corvinilor să devină marcă înregistrată, protejată la nivel național. În cerere au fost luate în calcul atât imaginea monumentului, cât și toate denumirile folosite de-a lungul timpului. Castelul Corvinilor, Castelul Huniazilor, Castelul Hunedoarei, inclusiv varianta greșită de Castelul Corvineștilor. Mărcile înregistrate la OSIM nu sunt protejate decât pe teritoriul României. Prin urmare, administrația muzeului va demara procedura de obținere a protecției denumirii și imaginii castelului și în alte state din lume. O să înaintăm documente pentru a proteja imaginea castelului pe plan mondial. Adică, în mod normal, ar trebui să ne solicite acordul cei care vor să folosească imaginea castelului în orice scop și pe care îl vom da sau nu. Depinde de intențiile celor care vor să folosească imaginea. Demersul este unul cât se poate de just, știut fiind faptul că moda copy-paste-ului este în mare vogă. Există riscul ca imaginea unuia dintre cele mai frumoase castele din lume să fie bagatelizată sau, mai rău, folosită în scopuri deloc publicității pozitive. Vom încerca să fim mai selectivi cu cei care iau imagini cu Castelul Corvinilor și mai ales în ce mod le utilizează. Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost inclus de curând pe cunoscutul portal turistic TripAdvisor între primele 5 destinații de vacanțe din România. Anul trecut, Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost inclus de americani în topul palatelor de poveste. Din păcate, în urmă cu câteva săptămâni, Castelul Corvinilor a fost folosit într-o reclamă pentru o loterie din Canada, motiv pentru care administrația castelului va trimite o scrisoare prin care va semna la loteriei că din această toamnă Castelul Corvinilor din Hunedoara va fi marcă înregistrată.